Pablo Picasso rămâne, fără îndoială, unul dintre cei mai mari artiști ai lumii, cu o mulțime de picturi controversate, dar și cu o viață personală care a stârnit o serie de discuții. Picasso a lăsat amintire o mulțime de opere de artă și a fost considerat una dintre personalitățile artistice ale secolului 20. Pe lângă pictură, Picasso a fost și gravor, ceramist, scenograf, poet și dramaturg. Acesta a dat dovadă de pasiune și de pricepere pentru desen de la o vârstă fragedă. Potrivit mamei sale, primele lui cuvinte au fost pis-pis, o prescurtare a lapis, cuvântul spaniol pentru creion. De la vârsta de 7 ani, Picasso a primit de la tatăl său o pregătire artistică formală în desen și pictură în ulei. Picasso și-a trăit viața și a creat cu o deosebită pasiune, iar similar cu modul în care tablourile cubiste au descompus realitatea, și opera lui Picasso este o oglindă care permite urmărirea artei în secolul al XX-lea și totodată viața particulară a artistului, multe din creațiile sale semănând a jurnal intim menit să glorifice frumusețea femeilor pe care le-a iubit. Picasso este un artist care a trăit mult, foarte mult. Și a influențat prin arta și modul lui de a gândi, de a se exprima, majoritatea artiștilor secolului 20. De altfel, dacă este să ne gândim la mitul artistului Pablo Picasso, am putea spune despre el că este întruparea modernității în sine. De ce? Pentru că Pablo Picasso a încorporat în opera sa majoritatea curentelor modernității. Născut în Malaga în 1881, în Spania, el a avut posibilitatea, a avut ocazia de a primi o educație artistică precoce, întrucât provenea dintr-o familie de artiști. Tatăl său era pictor și profesor de desen, de pictură. El a fost cel care i-a pus bazele desenului, le-a încadrat, le-a împământenit, le-a consolidat în modul de gândire și în caracterul fiului său. Tânărul care era foarte talentat, era un tânăr precoce, dar care avea să devină mai târziu, prin inovațiile pe care le-a realizat în planul artei, artistul atât de cunoscut, Pablo Picasso. Așadar, Picasso a învățat prima dată să deseneze perfect, să deseneze nu emoțional și nu cubist și nu expresionist, așa cum avea să dezvolte mai târziu modalitatea de a gândi, de a se exprima cu ajutorul desenului, ci prima dată a învățat să deseneze ca la carte, am putea să spunem. Din prima sa perioadă de manifestare, din copilărie, tinerețe, datează o serie de desene extraordinar de minuțios elaborate, în care vedem clar că este un om care are capacitate de analiză, de sinteză, de a se identifica cu energia obiectului, a animalului, a ceea ce este în fața modelului său și de a-l transfigurat pe o foaie de hârtie, pe o pânză, într-o modalitate foarte fidelă, foarte analitică, foarte inteligentă, foarte asemănătoare. Așadar, desenul neoclasic este caracteristic în prima etapă a dezvoltării sale. Faptul că el urmează o cale educativă, o modalitate de educație profesionistă, din școală în școală de artă, din muzeu în muzeu, cunoaște artiști precum Velázquez, precum Ribera, artiști precum Tizian, artiști pe care îi adoră, artiști pe care de multe ori cu care intră într-un dialog creativ, artiști înaintea epocii sale, cumva tot dialogul ăsta cu istoria artei îl coace într-o modalitate foarte profesionistă și, practic, el se dezvoltă foarte devreme, foarte mult, astfel încât
În jurul la 20 de ani, când ajunge să schimbe Spania pe Franța, să emigreze și să trăiască o parte din tinerețea sa în boema pariziană, el nu numai că face un pas către centrul Europei reprezentat de atunci de Paris, dar el își schimbă și numele. Adoptă numele mamei sale, Picasso, și își consolidează un stil total imprevizibil, evolutiv, această deschidere către suprarealism, către mai multe modalități de abordare a formei, precum cubismul pe care îl dezvoltă și îl descoperă alături de Georges Braque. Își dă voie să experimenteze, să aibă desenul încărcat de forța expresionistă care este caracteristică, își dă voie să atace noi orizonturi, noi zone de inspirație, precum ar fi spațiul care îl inspiră foarte mult, spațiul de spectacol, spațiul spectacolului pe care Picasso îl găsește atât în zona circului și a saltimbangilor din prima parte a vieții sale, dar și în zona dialogului cu baletul rus, cu operele lui Stravinsky, pe baza cărora el reușește să creeze niște costume de balet, de scenă foarte interesante. El ajunge să se joace cu oamenii, cu mișcare, ajunge la o artă sinestezică, la o artă puternică, la o artă desăvârșită, la un tip de manifestare plenară. Ca de altfel, întreaga complexitate a mijloacelor tehnice pe care el le abordează de-a lungul vieții sale, care sunt reprezentate atât de desen, cât și de pictură, cât și de ceramică, adoră să creeze costume, totul îl interesează, tot ceea ce este vizual, ceea ce este creativ, exercită asupra lui o influență și o atracție a tot ceea ce înseamnă spiritul lui de inovație. Din opera sa complexă, extraordinar de extinsă, atât ca și cantitate, cât și ca și întindere cronologică, pentru că el a creat de-a lungul, a trăit 91 de ani și a creat aproape pe parcursul a 80 de ani, deci este vorba de un secol de artă pe care l-a creat, l-a modelat, l-a influențat. Așadar, pe lângă toată această extrem de extinsă perioadă temporară, el a creat și o serie de capodopere, dintre care aș dori să amintesc, poate că două foarte cunoscute. Una este poate că una este lucrarea Domnișoarele din Avignon, care se încadrează în perioada sa de inovare a structurilor clasice. El este termină perioada albastră, începe perioada purpurie, perioada roz, și odată cu Domnișoarele din Avignon începe un veritabil dialog cu stilul cubist, întrucât aceste personaje, aceste domnișoare sunt transfigurate, sunt transformate, sunt totemizate. Toată legătura lui și pasiunea pentru arta africană, nord-africană, pentru lizierele cu
culturale ale Europei sunt foarte transparente în această încercare de a inova stilistic, compozițional, de a metamorfoza ființa umană prin atribuirea de către un pictor care era fără îndoială foarte apt, foarte, foarte ușor îi venea la mână să deseneze și să picteze perfect, nu? Neoclasic. El totuși trece la altceva, el trece la o descoperire a contextului, a interiorității formei, a epurării formei. El trece practic la un alt nivel și deschide un traiect către un alt nivel stilistic și un alt nivel de percepția formei elaborate de un artist. Domnișoarele din Avignon este una dintre operele sale capitale pentru că este o operă care face legătura între lumea veche și lumea nouă, între neoclasicism și modernitate, între figurativ și non-figurativ, între ceea ce poate însemna compoziție, formă și emoție, dincolo de ceea ce putea fi considerat din punct de vedere clasic un tablou pur frumos. O altă operă capitală este lucrarea Guernica, pe care artistul a realizat-o în 1937, o lucrare sfâșietoare, o lucrare care a fost inspirată de bombardarea orașului Guernica de către trupele fasciste și o lucrare de mari dimensiuni pe care Picasso a realizat-o în numai 3 săptămâni, cu toată această emoție, revoltă și acest strigăt de ajutor. El este artistul care, din punct de vedere social, intervine, devine un pod, devine un exponent al maselor care strigă ajutor, care strigă să înceteze războiul mare, războiul mic, războiul dintre noi, războiul din noi. Pablo Picasso mai este interesant pentru noi ca și români și poate din câteva perspective, din câteva chei de descoperire a unor relații pe care le-a avut cu artiști români, precum Brassai, fotograful Brassai, care a avut o importanță capitală în documentarea care s-a realizat despre opera și viața lui Picasso. Picasso folosea în principal culori neutre și s-a bazat pe preluare, depărtare, elemente și aprecierea lor în ceea ce privește formele lor. Cubismul, în special cea de-a doua formă, cunoscută sub numele de cubismul sintetic, a jucat un rol fantastic în evoluția lumii artei occidentale. Lucrările fazei subliniază amestecul sau sinteza formelor din imagine. Culoarea este de o importanță vitală din formele obiectelor, deoarece acestea devin mai mari și mai decorative. Obiectele nepictate, cum ar fi hârtiile sau ambalajele din tutun, erau adesea lipite pe pânză în combinație cu zone pictate. Incorporarea unei selecții vaste de materiale străine este asociată în principal cu noua tehnică a colajului a lui Picasso. Această tehnică face diferențele de textură și pune întrebarea: care este realitatea și ce este o iluzie în pictură? Prin utilizarea culorii, formei și a figurilor geometrice și prin abordarea sa distinctivă a portretizării imaginilor, Picasso a schimbat direcția artei pentru generațiile viitoare. Acesta a fost înmormântat la Château de Vevenac, o proprietate de lângă Aix-en-Provence, o proprietate pe care o dobândise în anul 1958. Picasso a crescut pentru a deveni unul dintre cei mai mari și mai influenți artiști ai secolului al XX-lea. El este cunoscut pentru cofondarea mișcării cubiste, inventarea sculpturii construite, co-inventarea colajului și pentru varietatea mare de stiluri care a ajutat la dezvoltarea și explorarea artei. Picasso este acum considerat unul dintre artiștii care au definit cel mai mult evoluțiile revoluționare în artele plastice în primele decenii ale secolului 20.
Tocmai de aceea Picasso a trăit prin și pentru artă, devenind un geniu artistic cu o viață personală fabuloasă și cel mai important artist al lumii din secolul trecut.